sloganul evenimentului, Alerg pentru viață, este destinat atât beneficiarilor echipamentelor, cât și celor ce aleg să dedice din timpul lor acestei cauze. Cu fondurile alocate în cadrul evenimentului din 2018, am acoperit aproape toate necesitățile Spitalului Municipal Câmpulul Moldovenesc, unitate care va beneficia de a doua donație din partea organizației, transmite Salvați Copiii. Începând din 2010, organizația a inițiat programul Fiecare Copil Contează, prin care și-a propus să-și concentreze eforturile pe dotarea maternităților cu echipamente medicale performante și, foarte important, pe dezvoltarea programelor de suport parental adresate familiilor din comunitățile defavorizate. Până la sfârșitul anului, numărul maternităților dotate în cadrul campaniei de reducere a mortalității infantile se va ridica la 96, cu un total de 630 de echipamente pentru salvarea a peste 72.000 de copii. În acest scop, Salvați Copii filiala Suceava va organiza în data de 21 septembrie 2019 Maratonul Cetății Suceava, eveniment cu scop caritabil, al cărui moto este Alerg pentru viață. Pe lângă latura caritabilă a evenimentului, este important și faptul că populația conștientizează situația existentă și are acces la informații pentru prevenirea nașterilor premature, dar oferă și posibilitatea ca să aleagă un stil de viață sănătos prin încurajarea participării la evenimente sportive. Evenimentul este compus din semi-maraton 21 km, cross 8 km, cursa populară 4 km, cursa familiei și cursa copiilor 800 de metri. Salvați Copiii estimează că vor participa la cele 5 competiții aproximativ 750 de persoane din localitate și din țară.